Călător în România, Sibiu, 29 noiembrie. Știi ce am făcut eu și Andrei astăzi? Să vedem ce a făcut Claudiu. Am umblat după poze. Unde? Am reușit să fac partea centru la Piața Mare, acest centru, locație centru. Toată fațada Piaței Mari, inclusiv Biserica Romană, Primăria Municipiului Sibiu, Muzeele Decia, din Piața Poet. Urmează mâine să fac Catedrala Evanghelică, Colegiul Bruckenthal, partea aceasta a Muzeului Bruckenthal, tot în conjurul. Presupun că o să reușesc mâine. Și dacă se poate și toată. Adică tot. Ai ceva de muncă tu, bătiță Florin? Eu mai întâi, în primul rând am făcut niște întrebări care vreau să le pun lui, care deși nu e localnic din Sibiu, vreau să ce vezi cum s-a dat. Yes. Așa. Ce este Sibiu? Un oraș ce păstrează în centrul medieval. Așa. Primul lucru pe care trebuie să-l faci în Sibiu. Să vin Piața Mare. Ok. Unde se termină Sibiu și apare România? Și apare România, mai exact ce este Sibiu. Sibiu e diferit ca orice oraș, are chestia lui aparte. Unde se termină Sibiu și apare România? Sibiu se termină undeva în centrul ăsta. Deci în centrul istoric. În Piața Mare, Piața Mică, treci aceste ziduri, apare România, președinte, de zi cu zi. Mersi. Să vedem mâine seară cum vom încheia aventura.